Elevii care s-au înscris acum pentru a urma cursurile de maiștri mineri sau electromecanici de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Petroșani ar putea fi ultima promoție de specialiști în minerit, dacă Ministerul Educației nu va aloca anul viitor sumele necesare organizării cursurilor. Atunci cele două clase destinate maiștrilor vor fi lichidate. Cele două specializări în minerit au fost introduse în programa școlară a liceului din Petroșani în urmă cu 2 ani. De atunci două promoții au absolvit cursurile care aveau o durată de 2 ani. Este ultima promoție pentru că de la buget nu cred că se vor mai aloca bani pentru aceste clase. Avem plan de școlarizare pe care sperăm să-l realizăm cu cei care doresc să-și completeze studiile pentru maestrie electromecanic de mină și maestru miner. Pe de altă parte, astăzi la Unitatea de Învățământ din Petroșani au demarat și pregătirile în vederea reluării cursurilor. Din 12 septembrie, elevii de aici vor avea și câțiva profesori noi, cei mai mulți la limbi străine. În general, profesori suplinitori avem la limbile străine și mai mult limba italiană, care nu reușim să o acoperim cu titulari deloc, limba engleză, limba italiană și câteva ore, așa acum noi fiind structură cu școala 2 din colonie, vom avea la arte plastice, arte muzicale, pentru că noi nu aveam până acum aceste materii.